Bună ziua! Bună, Maria, ce faci? Să înțeleg că tocmai ce ai mâncat? Jam asta, da, am mâncat. Am auzit că mamele deja s-au apucat să vopsească ouăle? Da, sunt acolo. Le-au făcut de dimineață, s-au trezit de la ora 7 și le-au și pregătit. Ce mame s-au ocupat? Cred că s-au ocupat toate mamele, dar în mod special bunica Maria și doamna Iuliana. Haideți, doamna Maria, haideți mamelor să ne arătați și nouă și să ne spuneți și tehnica. Am înțeles de la colegii mei că nu ați avut vopsea, însă ați folosit metoda clasică. Da, puiilu, mama, am folosit ceapă roșie, adică numai frunzele de ceapă roșie și ceapă. Haideți să vedem, să vadă și cei de acasă, poate o să încerce și metoda noastră, că am auzit că este metoda clasică, cu ciorap, cu ceapă. Arată foarte bine. Seară mai sănătos, adică fără chimicale. Și aici am încercat să încondeim, am mers în grădină, în grădiniță la noi aici și am încondeiat câteva ouălețe. Foarte drăguț arată. Acestea sunt cu model, nu? Se pune o frunză? Se pune frunză în ciorap, în astea și le punem după aceea la înroșit și așa ies. Frumos. Spuneți-mi și nouă tehnică, adică se curăță foile de ceapă. Deci foile de ceapă se curăță, deci numai cele de deasupra și punem ca un pat în oală și am avut și un pachet de din aia lichidă de, pentru roșit. Ați avut vopsea de ou? Un pic, deci mi-a trimis fiică mea un plic. Dar contează ca ceapa să fie galbenă sau roșie? Păi, contează să fie roșie, că până la urmă roșu trebuie să fie, dar nouă nu prea ne-a ieșit pentru că am avut ouăle maro închis. Deci nu au fost, ouăle au fost închise și dacă aveam albe, ieșeau mult mai bine. Deci e foarte important dacă vrem să roșim ouăle clasic, să luăm ceapă roșie, să luăm doar frunzele exterioare, iar dacă cumpărăm ouă și avem posibilitatea să fie albe. Da, să fie albe pentru că ies mult, mult mai frumos decât... Da, așa sunt. Și cât timp le ținem în apa respectivă? Întâi le fierbem la foc mic. Și după aceea le punem pe patul de ceapă și pregătim cu oțet, cu sare și ies așa, le luăm. Și dacă vrem să facem varianta cu model, luăm o frunză de pătrunjel sau o frunză oarecare? Pătrunjel cum iese, deci ouul trebuie să fie alb, nu vopsit. Și îl punem în ciorap, îl punem cu dosul, deci pe partea asta, una pe spate și după aceea o strângem bine și o legăm. Și îl băgăm în pregătitul, ce am pregătit cu ceapa, știi? Și lăsăm să fiarbă 10 minute, un sfert de oră și astea sunt. Le scoatem și le dăm cu ulei. Ați mai comandat și alte cumpărături pentru Paști? Știu că ați făcut lista de cumpărături. Sunt curioasă dacă vă ajung ouăle acestea sau vreți să mai vopsiți? Păi nu știu, atâtea am avut. Așa. Doamna Iuliana spune că ajung. Păi nu, că am zis că am făcut 50 de ouă și dacă sunt... Și dacă o să aveți invitați? Dacă avem invitați, mai facem, că putem să facem. Vin și cu ceva, nu? Da, păi am comandat, am zis să nu mai muncim noi atât, că vrem să facem sarmale, să facem salată de beof și să nu mai muncim atât. Am comandat pască și cozonaci. Am mai primit și de acasă. Foarte frumos, mă bucur că ați adoptat metoda aceasta. Să înțeleg că nu o să faceți cozonaci și pască, ați comandat. Facem, am comandat. Este foarte obositor, adică am vrea și noi să... Nu faceți o manicură, o pedicură? Să facem, mama, să... Poate ne dă și nouă slujbă de la Patriarhie sau, eu știu, măcar... O să vă dea, doamna Maria, stați liniștită, colegii mei vă oferă, ați văzut toate condițiile. Și vinerea mare, când este prohodul, am cerut la părinte când s-a mers la spovedit și ne-a dat cărticică cu prohodul. Și mamele și băieții, fetele care știu, să cântăm și noi. E foarte frumos, o să vedem, dar cu siguranță veți avea slujba. E sărbătorile pascale, așa cum trebuie. Da, Doamne ajută!